În surprindere, ha? Cam așa. Deci am venit iar la Piața Mică, Daci s-a dus cu Natalia să schimbe bani și acum ne uităm la floricele. Nu mă uit la floricele, uite cu 10 lei și tămâioase. Aoleu, astea sunt faine. Dar unde îl mai pun și pe ăsta? Nu știu. N-avem bani acum, credem, acum am acum mers să schimbe bani. N-avem. Deci, eu uită din asta aș mai lua, dar nu avem unde să pun. Doamne, dăm grădină mare. Du-te la bunică ta, că acolo e. Doamne, dăm grădină mare să-mi iau tot ce vreau. Deci pe partea cealaltă știți ce este, că noi am mai fost aici la femeia asta și acum, uitați, astea mi le plac, astea, cu astea am copilărit eu, să știți, da? Bă, hai să ne luăm, ăla, și unde îl pui? Acolo, cât garaj să meargă. E, acolo... Stai să întrebăm, ăsta se da. Stinde sau e butuc? Deci ăsta e din aia tămioasă. Asta e fain. Să știi că uite ce struguri face. Și la femeia aici asta... Aici cine vinde? Aici. Uite. Vezi aici. Asta se da. Vinde sau rămâne butuc? Depinde cum îl dirijați. Uh-huh. Ok. Cum îl dirijați? Vii acum îl dirijați. Nu bine, am înțeles. Deci numai dacă îl extind, da, știi? Da. Ok. No, bun. Hai să mai vedem ce aici la tante. Bună! Ne plimbăm printre floricele. A, ce... O să... Pune la mine la campus. Da, porumbelul, am văzut și eu. De... Da, da. Și pe dumneavoastră. Ah, ok. Ok, bun, mulțumesc. Deci am găsit cireșe sau vișine? Cireșe! Cireșe? Din alea mai mici. Dar sunt faine astea. Și am putea să facem un chec. Nu? Ce vrei poți să faci? Chiar un chec am putea să facem. Și să mânc? Da. Așa. Deci... Cred că nu e mai așa multă lume. Foarte corect. Ce suntem corect. E bună? Sunt bune? Ia așa gustul. Da? Dă-ți gustul, văd și. Astea sunt nestrupite, ne? Sunt faine, astea de casă. Să simte. Care sunt faine de acolo, știi? Sunt faine. Înțeam să fii sănătos. Nu sunt no, ți-ai luat. Am ați umpli straița. Îți umple straița. Straița mea de piață. Da. Deci ți-ai umplut deja straița. Da, aici... Cred eu că fac ceva probleme, nu? Da. Țigări să doi. Cum este, nu le place. Ah, ok, nu-i problema, aia știu. Da. După ce kilogram? Deci... Este multe. Adică sunt multe. Ce, mama? Ce vrei, ceva de acolo? Dar ce ai văzut acolo? Hai să vedem ce-o vrut Natalia. Ce-o vrut Natalia? Cine? Aaa! Le face baie, da, la legume. Îl stropește cu apă. Dar ce vrei, mama, de aici? Hai să văd. Ce vrei?
Mamă, hm? Ce vrei, Natalia? Vrei ceva? Ce vrei, slime? Dai slime acasă. Mai bine altceva, mamă. Mai bine să iei altceva. Să te iei, eu știu. Peppa, dar văd că e închis aici. Mickey Mouse. Hm? Mami, vă filmez și pe Angie, că e tot în spatele camerei, este. Da. Natalia e foarte ocupată cu Baby Bus. Mami. Și eu sunt ocupată. Eu sunt atât de ocupat și de flământ că nici nu mă filmez, ca să mă vedeți că am slăbit, că nu mai pot de foame. Că mami mă ține acasă fără mâncare, face torturi. Dar n-am făcut chipsea din aia ba, mare, da. În cuptor. Ai făcut. Dar nu l-am prăjit. Și am mâncat, am mâncat, am glumit, astăzi zic. Ok, vă arăt ce am luat. Veniți la Hălmagiu, așa se numește. Avem și acrituri, murături, vișli, pulpă de pui piept. Duminică o să facem și noi cu ajutorul Dumnezeu grătar acasă. O să vină soacră mea cu bunica lui Angie, cu prietenii ei. Și o să mai avem și niște prieteni de familie care vine la noi, invitați. Și încercăm duminică să facem o duminică frumoasă. Ok, o să vă mai filmăm pe piață. Acum pare rău cine e plecat deoparte. Mami, ce zici să facem noi rețete de mici? Eu nu știu rețeta. Nu știi? Păi dacă cineva știe, să ne dea rețeta. Ești de acord să faci? Pentru oameni care ar vrea să mănânce mici și nu știe să-i facă. Da. Ok. Vă rog să ne dați o rețetă bună de mici. Ok. Bunica iară cumpără flori. Leului. Unde mai pun și pe leu, mami? Leu. La Sofronia? Uite la Natalia. Uite la ce e aia, mamă. Da, avem din aia acasă, Angie. Avem acasă. Lasă acolo, că avem acasă, îi ducă mea. Lasă că ți-o arată, tati. O arăta ca să scape. Ai grijă, mama, lasă lingurile. Mă pun aici la masă. Ce ți-ai lasă, să vedem? Gura leului. Gura leului. Trage-te așa. Ține-l, mami, că ea n-are spațiu de memorie. La noi e destul de cald. O să mergem la Sofronia imediat. La bunica lui Angie. Da, ce vrut? Iată-mi ce floare a vrutii. Aștia vrutii. Lasă pe tanții să treacă. Au, că nu mai am baterie, Angie. Nu mai am baterie. Am mai, atâta mai bat și eu. Uite plante. Nu, te las pe tine să filmezi, că nu mai am baterie, ok? Bună ziua! Pacea Domnului! Am fost la piață. După ce am fost la piață, ce am luat mare lucru? Nu știu, la primare. Am fost la piață, nu știu ce... A, căpșuni ai luat, nu? Cireșe. Cireșe. Floricele. Niște floricele guraleului le cheamă. Cu leu firul. La mol? Când venim, mami. Acum mergem să vedem pui la Luci.
Natalia îi place să meargă la mall. Să și fie balon. Și îl cunoaște, vezi? Ea știe că e mall. Eremă Sofronia. Vedeți că dumneavoastră aveți prioritate. Să vedem pui. Are bunica a lui Angie 2 pui, cred că i-ați văzut. Dar numai 2 are. Nu, i-am văzut că are, da. Dar de ce numai 2? Atât a ieșit, a zis. La grijă asta. Am văzut. Au avut și curci, dar curcile nu au trăit. În păcate. Și a fost la piață. Și acolo este Maciu, ați văzut? Adică n-ați văzut încă, o să vedeți în postare. Și pentru prima dată am mâncat și un mic întreg. Și am mâncat și doi virșli. Aia-s bun, să și o pulpă de pui. Virșli ăla era... O simt vinovat, dar sătul. Virșli ăla era neafumat, era proaspăt. Da, proaspăt, fain, foarte fain. Fiert, fiert a fost. Fiert. Fiert. Foarte fain, să știi. Mâncare dar... bună, da? Nu, ăla a fost ușor. Nu, aproape ca la regim, nu a fost nimic prăjit. Toate a fost la grătar și pulpa și mești și micul. Micul e ca micul, dar viști era foarte gustos și bun. Nu era... A fost fain, a fost foarte bun. Piperat, nu era sărat. Și am luat și la bunica mici, la bunica Luangi și la mama Luangi și la Luci. Ba, am prins bariera, nu las că fain, mami nu povestește ceva până că bariera. Și poate să vedem, poate reușim să facem o mică rețetă cu bunica Luangi, ha? Nu. Dar uite ce deștept a fost că n-am luat ceva să facem. Înțelegi? Da. Ceva, o prună, o alună, o... Nu știu. Poate are bunica mea ceva. Tăiem o găină de la bunica. Ce m-ar place dacă am tăia o găină să fie plină cu ouă din alea care îs fără coaja aia, știi? Am înțeles, o... care îs încă... O fost astăzi în hală... M-am jucat cu Ciuciu și nu mai pot ce mă doare degetul ăsta. Mi s-a întins o venișoară ceva. Că sare ca... Iepurii. Iepurii. Căprioare. Ca boii. Sarpoii, nu știu. Dar el e mare, e mare și jucău și sare pe tine și sare. Și eu cum l-am împins, acum am băgat de degetul aici, când îl întind. Am vrut să spun de Luci, poate o să-l vedeți cu mâna bandajată. Și-o tăiat de la trei degete, mami? Da, dar numai vârfurile. E suficient. Până la încheietură. Vine trei, mami, da. Mai are ceva din degete? Păi are, dar nu l-o tăia chiar jos. Dar vă dați seama că nu o să mai poată să lucru, să... Nu o să mai poată să lucru, de la mâna stângă. El a lucrat la tâmplărie. De 2004. Nu, și acum săracul, nu știu, o să intre la pensie de handicap sau nu? Nu știu. Da, așa o descoperesc. Nu-i cred că pensie, cred că indemnizație de handicap, așa-i? Pensie e când e de boală? Da, sau tot aia. În fel, nu știu, nu cred că e chiar așa. Astăzi am fost da, cred că la spitalul județean, de l-am dus acasă în Sofronia și v-am arătat un video. Am filmat-o puțin pe bunica Luangi și pui. Și am zis că ce să facem acasă, că Angie a avut filmare de ieri și încă mai pune cu, torta. Cu torta. Acum când ajungem la mama lui Angie o să pună. Spune cât e de bună tortul meu. Deci e chiar super bun. Cât am fost ieri de năcăjit că a durat atâta și n-am putut să postăm nimica, îs atâta de mulțumit de tort cât e de bun. E foarte fain. Și bunica Luangi a zis că e foarte fain. Foarte bun. Da, foarte bun, mă refer la fain.
e o cremă de vanilie partea de jos și de sus și în mijloc e mascarpone cu smeură. Ce putea să fie, să nu fie bun. Dar când am pus smeura, s-a făcut... O zis o doamnă, scuze că te întrerup, m-am amintit acum de un comentariu. La chifteaua care e făcută de curcan, așa, am spus că, doamnă, să nu mai faceți carne de porc, că nu e indicat pentru dumneavoastră și pentru familie. Așa. Dacă a fost pulpă de curcan. Încă am pus două... Și scrie în titlu. Da. Mă, nu știu. Da, săraca, poate nu a fost atentă. Trenul, mami, uite acum, a trecut trenul. Nu a fost atentă și a vrut binele meu. A mai fost o doamnă care m-a spus... Mai încet, doamnă, cu zahărul și cu sarea. Vai, dacă aș știți dumneavoastră. Poate dumneavoastră ați mâncat mai mult zahăr ca mine. Poate s-o referi la noi, la toți. Nu, la mine s-o referi. Da. Că, da. M-a spus doamna Rodica, da, să nu consumă. Bariera. Da. Eu nu folosesc. Dar fructe, să știți că n-am restricție la fructe. Am mâncat astăzi și cireșe și căpșuni. Acum nu încurajăm noi pe nimeni să facă la fel cu fructele, fiindcă și fructele au zahăr. Banane nu folosesc. Trebuie avut grijă și struguri, iar foarte dulci. Da, struguri care sunt din aia mai acruți, mai mânt cât un ciorchin. Dar și la struguri am... Așa să știți că orice băgați în gură, în afară de apă, se transformă în glucide și glucidele în zahăr. Eu am o carte. Într-o zi vă arăt o carte foarte veche, care scrie alimentația de om sănătos și bolnav. Și la bolnav se referă toate bolile, cred că, care există în cartea aia. E o carte foarte faină. De la Bercuș? Da. Și zice că pepene verde conține 5% numai zahăr. Dar eu dacă folosesc o felie de pepene verde, imediat deja mi se ridică diabetul. Nu știu cum or constata, dar eu nu cred că... Organismul diferit, mamă. Poate, așa e. Eu nu pot. Deci eu, fiind diabetică, nu pot să folosesc pepene verde sau galben, nici vorba. Dar cireșe, da. Cireșele astea de mai, mere treaba. Că nu m-am revenit pe drum. N-am apucat. Nu te-ai odihnit de fel de când ai venit. Da. Nu lasă că-s acasă. Da. Oricât ai fi de obosit, las că ești acasă. Nu știu de ce să pune Dacian atâta pe drumuri acum când e obosit, dar... Asta nu-i drum. Asta pentru mine. Și dacă aș dormi... Și dacă aș dormi, nu s-a mai dormit. Mami, zi de românuț. A zis că se spune astăzi. Nu. De ce? Ce să spun? Dar nu mă duc tare, te rog. Nu mă duc tare, numai... Îmi bate vântul de la spate. Lasă-mă, nu mă duc așa bine, mă sunt relaxată și nu vreau să mă faci să mă sperii. 80 la ora, 90 e sau 100 e legal, nu mai știu. 100. Ne-a sunat pe drum o doamnă doctor la care a fost astăzi mami și i-am dat telefon și n-o văzut abia acum și mi-a sunat pe drum când eram. Acum am ajuns la Sofronia și vă filmăm mai puțin mai încolo. Ok. Bunica mea are flori din astea cum avem noi. Hai să vezi. Uite și are, exact așa, care le-am pus acolo în grădină, știi? Exact așa. Probabil acum le-o primit și ea, că uite acum dă să se prindă. Acum le-o primit, văd că le-o udat, s-ar putea acum câteva zile le-o...
primit. Da, uitați aici prunul. Da. Aici în satul nostru plin de pruni. Numai pruni pe stradă. Prune. Prune, prune. Prune. Da. O, Crăciunuța, o florită. Eee, chiar Crăciunița, uite. Uita și ce floare faină are, ce trandafir. Ăsta e trandafir care am avut la prima de acasă. Care? Ăsta. Ăsta e asta, anume, uite, pentru vezi? Buchete de flori. Ca să facă, da, să buchet. Se facă florile, da. Dar așa ceva am avut eu, dar așa, uite cât e pomul ăsta de mare. Mm-hmm. Și nu m-am luat pui ca să... Și asta e magnolie. Da. Așa. Și uitați aici Crăciunița. Acum am înflorit. Mamă, nu-mi vine să cred. A intrat o muscă aici. Uite și aia de jos. Da. La bunica mea, uite și asta. La bunica mea văd că e plin de flori aici. Uite și crinii. Da, mi-e bunică, dar asta nu e aici. Asta o găsăm noi. Poate în grădină pe undeva. Uitați copușii roșii în grădină. Mamă, ce de flori sunt aici. De unde s-au dus ăștia doi? În grădină? Unde v-ați dus? În grădină, se dăm apă la Tomi, pe care are apă. A, la Tomi, ok. Uitați, și noi avem din asta casă. Mai avem din asta floare? Nu mai, eu am milicit-o. Da? O, ce păcat. Ok, faină. Și asta, mare, știu că... Am avut și noi. Am avut și noi din asta, așa-i? N-am avut din asta. Uitați ce mare e. Asta-i iris. Auzi cocoșul? Haide să vă filmez cocoșul ăla care tot urlă atâta. Ia pe Tomi! Unde e cocoșul ăla? Unde? Ia că-tă-l! Uitați-l acolo pe cocoș! Uitați-l! Ai pus apă? La Tomi? Ok. S-a mai înverzit acum aici. Și smochină. Taci-mă! Taci-mă! Hai să cu apă pe jos, Tomi! Ăsta face ca ciuciu. Exact ca ciuciu face. Să recurească. Da. Deci uitați smochinul ce mare e. Vedeți? Și cred că are și în partea cealaltă unul, nu știu sigur. Uitați ce mare e smochinul. Mamă, dar ce gură ai! Mama mia! Ce zici, Tomi? Te trezește de dimineață? Da, Tomi? Da? Și ăsta e nuc? Uitați ce mare e și nucul ăsta. Aoleu, dar ce voce ai. No, bun, hai că mă duc. Ce-i, Natalia? Ei, mi-ai adus apă? Doamne, Naci! Uitați și via, odat strugurei. Taci! Taci, Natalia! Aici ai cuibul, este ouă. Nu știu dacă este ouă. Dar cum să facem? Ah, uite, nu te cunoaște ușa, mami. Da. Vrei să-mi dai cu capul. Așa? De unde mergi acum? Să vad dacă este ouă. Voi știți rânduielile de aici. A venit la șofonie să frăm ouăle. Mama, mami, două! Două, uitați! Mami, ai cunoscut, poate. Uite, Natalia, ouă! Ai cloșcă? Ai cloșcă deja. No, uite, ia ouă. Uite, două ouă, mami. Ai face cocoa. Are pene pe el, mami, vezi? Are pene. O cu pene. Păi, aștia-s bio. Ca la țară, vezi? Da.
Două ouă. Nu mai este acolo. Ba, cred că este unul. Nu, nu, nu. Acolo am găsit eu. Unde? Data trecută acolo. Da, dar nu cred că acum nu este. Da, Natalia? Tomi? Ok. Uite ce-o prins Tomi un șoricel. Be! Și l-a lăsat acolo. Da, Tomi! Tomi! Văd că are și pene acolo. Mă, ce-ai făcut, mă, cu penele alea, ha? Ce-ai făcut, Tomi? Tomi, ce-ai făcut cu penele alea, mă, Tomiță? Ce-ai făcut cu penițele? Ce-ai făcut? Ai, Tomi, nu mai poți de set. Uite, ai apă acolo, du-te, bea apă. Du-te, apă. Du-te, bea apă. O să mergem mai târziu în grădină. Nu vreau apă. Nu vrea apă. Nu vrea, mami. E cald. Da, e cald, e cald, mami. Hai aici să mergem. Da, aici face Nani, are cușca lui acolo, unde face Nani. Vezi? Da. Așa, Tomi a dat și Nani aici. Da, Tomi face Nani acolo. No, hai să mergem. Aici să taie lemne. A? Unde spui? Uite, au pus roșii. Dar nu pot închis. A, acum am închis. Uite că au pus și fasole. Au pus. Da, ajunge. Uitați, gălbenelele. Astea-s gălbenele. Și aici... Bă, ce interesant e-s. Ce-o puță, Natalia? Așa. Uite și acolo au flori din alea ce ne-am pus noi. Vezi? Trebuie să le filmez și pe alea. Bum, bum. Uite și ce faine sunt astea. Asta cred că e salcâm. Sau? Nu știu. Uitați. Da, astea numai acum ce le-au pus. Astea. Uitați, crinii au înflorit aici, la bunica mea. Ce trandafir, uitați ce frumos e. Așa. Și avem și o barză. Unde e? E, uite usturoiul, mamă, de când am mai văzut usturoi. Asta e care face sămânță aici. Da, aici face sămânță, știu. De mult n-am mai văzut. Da. E... Trebuie să mă duc să văd unde spui. Unde spui? Acolo stă papa. Mami, aici! Ce spuiuții! Wow, ce faine spuiuții! Are papa? Are papa și... Apă. Apă, da. Ii, ce frumos e. Cum pe voi. Nu, nu. Vrei să-i dai pupu? Nu. Hai să-i dai pupu, mami. Dai pupu, mami. Dai pupu. Uite, tati, eu da pupu. Așa, bravo. Pune-l acolo, pune-l înapoi. Gata! Ce frumos e! Nu-și curăță ciocu. Da. Noi ne spălăm pe mâini, ești curăță ciocu. Da. Unde e ciocu? De ce frumos e ăsta alb. Eu papa. Vrea papa, mă, da. Eu papa. Te vezi cu papa? Uite, stă să-i tău pe mine, să vadă ce fac. Vezi, e coșe.
Aici se face nani? Da, acolo face nani. Aici stai. Face nani. Mergem mai târziu, ok? Nu am venit la ora de nani. Da, am venit la ora de nani, da. Dar cât e ceasul? E numai 4, jumate, 5. Păi se trezește ea imediat. Se trezește, dar nu e bani. Nu bine. Da. Ok. Și uitați pe bunica ce frumos stă în spate acolo la oglindă. Are și fluturaș. Da. Nu bine, vă filmăm mai încolo. Uite din alea, Natalia. 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 Uite din alea care sufli. Da. Aici pe partea asta la altă, Natalia. Unde mergi acolo, mămică? N-ai cum. Hai pe aici. Pe aici? Da, pe aici. Uite aici. Poți să iei. Și așa suflă. Suflă tare. Mai tare, mai tare. Așa, așa. Așa. Oh, ce zboară în toate direcțiile. Chiar e fain aici, e liniște. Auzi suflă păsările tare. Cum ciripesc. Așa e? Bravo! Dar ce e ăsta? Ăsta îi... A, e floarea aia. Asta e floarea aia ca să alcâmul, așa-i? Da. Da. Acum m-am adus aminte. Asta se extinde, e fain. No, bine, vă filmez mai târziu când se trezește bunica mea. Natalia, au primit o păpușă de la bunica. Ea nu prea se joacă cu păpuși, mai mult cu din astea, cum le spune, care este de pluș, de pluș, jucării de pluș. Dar vedem acum dacă se placă, dar când o trecu pe lângă ele acolo, înainte să veniți voi, i-a plăcut și m-a arătat, dar nu le-a luat, le-a lăsat acolo, fiindcă eu nu știu dacă s-a ei sau nu. Cotati pe de păi da, numai... Păi eu am. Pentru cine să mai cumpăr păpuși? Păi eu știu, poate la Luci. Și ia Luci. Uite că... A, uite așa. Cum mă văd? Are acolo, trebuie să fie legată. Angi mă face video. Păi că aici. Uite ce codiță are! Wow. Wow, Natalia, ce codiță are! Ai rochea ei, mami. Trebuie desfăcută, cred că. Stai să vadă, tati. Aici așa, mami, n-a desfăcut. Stai că e legată, mami. Stai că e legată. Ce-o place? Asta cum intră pe capul ei? Nu are cum să intre. Nu, trebuie desfăcută. De unde? Că n-am. Nu are. Am scos. Cred că pentru asta, mică. Nu, pentru asta. Da? Da. A, le șorți de bucătărie, poate. Probabil. Nu, ca să vezi, că și păpușii le fac rețete. Dar nu trece. Aha. Nu se desface acolo, nu. Trebuie să ducem la croitoarea asta. Asta o duc pe ea, că e mică. Ce frumoasă e. E bobo mic. Bebe mic. Asta e Natalia și asta e Angie. Angie, să cure ai, nu? Să cure, da. Mami, mai vrem să cure. Nu știu. Am cred avut. Că da. Trebuie să fie acolo în pifniță, pe undeva. Nu știu cum se face asta. Bun. Vă mai filmăm când vine bunica. Cred că doarme acum. N-am fost să vedem.
Poate facem o rețetă ceva împreună. Ha? Nu mă bag. Mi-mi place chicul ei. Nu-i în cap pe capul, că... Nu, sigur că nu. Nu știu ce minuni. Ok, vă filmez pe încolo. Da, mami, strângem cireșe. Hai să vedem unde avem aici cireșe. Mi-a trimis bunica să strângem cireșe. Uite cum stă găinile. Așteaptă. Așteaptă să le deam să mânce, mami, dar nu avem. Stai, cum deschid aici? Și aici, Natalia? Stai că nu știu ce sistem e aici. Ai legat acum, văd. Ok, stai, lasă pe data. Ok, nu hai, Natalia. Hai, dacă nu-ți face nimic. Ăla nu-i curcan, mami, asta-i curcă. Ăsta nu face așa. Nu fie frică, mami. Puteai să văd cum se închide aici. Așa. Nu, hai să vedem unde este cireș. Ce am luat o creangă în cap. Ăsta știu că e alun. Ăsta e smochin. Acasă. Acasă? Ăsta e vișin. Wow. Oh, dar nu este. Ioi, Natalia, grijă. Era să cacă, m-am uitat. În sus. Dar astea nu-s bune încă, mami. Dar unde ai spus să mă duc să strâng cireș? Aici. Acolo e la vecinul? Nu. Asta e alun. Să ai grijă, Vita, să nu cazi. Era să cad. Acolo e la vecină, acolo e la vecină, vă cireș. Tati! Da! Aici, aici! Acolo? Da, acolo! Da, ăla nu știu dacă e de la... Ăla e la vecină, mami, cred. Eu nu știu dacă e acolo la nostru, mami. Sau? Eu nu am fost în partea aia până acum, din câte știu. Da, cred că e a noastră, mami, uite acolo. Hai să vedem. Uite, stai! Natalia, uite aici e Vita. Uite e Vita, cireșe. Hai să vedem, îți bune? Ăla nu-i bun. Încearcă asta. Da. Eu cum am băut cafea și nu prea îmi dau seama. Dar nu prea este coapte. Ah, uite, acolo e scara. O zis că este scara, da. Eu am fost până acum aici. Eu am știut că astea e tot alu bunica lui Anji. Aha. Taci găină! Hai că-i tati pe aici. Taci găină! Aha, uite, au pus dozele alea în pom ca să nu vină graurii. Dar cum să mă sui eu pe scară și să filmez? N-am cum. O să închid. Și vă filmăm după ce am strâns, dar nu prea... Am găsit cum trebuie, că nu sunt cănuți coapte. Ok. Cu băta găinile să mănânce. Să mami cum mâncă găinile. Wow. Vezi? Că m-am mâncat în țarii. Am strâns un pic de cireșe. Dar nu scoapte încă toate.
Asculti, numai nu prea am simțit gustul, că am băut capă. Dar tot m-am mâncat un țari. Foarte. Uite și acum. Tabita. Acolo e porumbul, iubita mea. Da, acolo are porumb. Tomi, vei să te joci cu Tomi? Da. Mă, să vezi că să el sare pe tine, mami. Tomi, mami. Da, vita mea, Tomi, vei, ce cum e Tomi? Tomi, Tomi, hai, dragă, dragă! Nu eu! Tati să facă! El nu mâncă așa ceva, mami. El nu mâncă cireșe. Natalia. Natalia vrea. Nu, hai să mergem înăuntru să le spălăm. Da. Hai. Aici e negruțul. Le pus jos în cazul că le-a bătut vântul și au căzut după suport. La formă, refer. Hai că mergem înăuntru, hai, hai. Și-ți dau acolo să tap cireșe. Deschide ușa. M-au mâncat în țară. Natalia! Are un gâză. Natalia! Da, să vă scurt eu. Wow! Na! Hai să vedem! Hai! Na! Natalia! Wow! Cireșe albe! Aha! Nu mă încă nu-s așa coapte. Nu vrei să vii la mine? Mai terminat! Natalia! Vai că m-au mâncat în țară! Uite ce are! Gumă! Gumă! E gumă aia! E rușine de Italia, nu știu, zice. 10 minute. Da, hai că închid, închid și-ți arăt ce comentarii ai primit. Ce comentarii? Nici n-ai plecat, nici deja au primit comentarii. Da! Hai. Noi plecăm, mergem acasă acum, noi vă lăsăm. O ieșit afară toată familia să ne conducă. Da. Natalia s-a băgat deja mașină. Natalia, hai să-ți dau o bucată de brânză. Da. Nu mai, gata. Da, bun, vă lăsăm. Să fiți sănătoși, noapte bună, rămâneți cu Dumnezeu, la revedere. Pune ceva la banii tăi. Noapte bună să aveți. Și multă, multă sănătate. Da, bun, la revedere.